Atunci când firea noastră pământească vine și ne ispitește, atunci când cel rău vine și ne ispitește, prin tot felul de, de, de pofte, de ispite, tot felul de gânduri din firea noastră care ies la ivială, și cum zice Biblia, mai întâi vine ceea ce este firesc, răspunsul nostru trebuie ca să fie prin cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum Domnul Iisus când a fost ispitit, de satana a răspuns prin cuvântul lui Dumnezeu a răspuns prin valoarea Cuvântului Dumnezeu. Singura metodă prin care vom face față la ispitele acestei viac este prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie propovăduit, în primul rând, nouă. Și, în al doilea rând, trebuie propovăduit altora. Trebuie să spunem celor din jurul nostru, din Cuvântul lui Dumnezeu, să proclamăm Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.